Ministerul rus de interne a desființat departamentul care a închetat mai multe dosare răsunătoare privind contrabanda cu droguri din America Latină. Printre cele mai sonore cazuri de care s-a ocupat echipa de investigație de la Moscova, se numără și contrabanda de hașiș în statele europene și Rusia, în care era vizat fostul șef al PD, Vladimir Plahotniuc. Presa de la Moscova scrie că șeful Departamentului de Investigare a cazurilor de contrabandă cu droguri, Sergei Pelih, a fost demis printr-un ordin al Ministrului de Interne din data de 24 ianuarie. În consecință, a fost desființat întregul departament din subordinea lui. Cea mai notorie dintre investigațiile recente ale acestui departament a fost cazul de contrabandă a 9 tone și jumătate de cocaină din Golful Mexic în Maroc pe o navă cu un echipaj rus. Acum, marinarii reținuți de serviciile de informații străine în Capul Verde au fost condamnați la pedepse grele de închisoare. Organizatorii contrabandei au rămas oficial neidentificați. Un alt dosar de rezonanță a fost cel în care era vizat fostul șef al PD, Vladimir Plahotniuc. Ancheta penală rusă l-a legat de o rețea de aprovizionare a Rusiei cu hașiș marocan, traversând țările Uniunii Europene, apoi Republica Moldova, Ucraina și Belarus către Rusia. Doar cantitatea de droguri identificată a depășit o tonă. Acel dosar împotriva lui Plahotniuc a fost o continuare a unei serii de investigații privind criminalitatea organizată moldovenească în care au apărut zeci de persoane, printre care un grup de atacatori care au luat la ochi casele de elită din regiunea Moscovei. Amintim că o investigație internațională marca Ice Project a arătat în martie 2021 că unul dintre cei mai cunoscuți oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, Iurie Luncașu, ar fi controlat timp de ani de zile cea mai mare rețea de trafic de cocaină din Europa de Est. Luncașu ar fi finanțat o rețea de trafic de cocaină din Columbia, iar drogurile erau transportate prin porturile din Odessa, Constanța și Giurgiulești. Iurie Luncașu s-ar fi sinucis în august 2019 în circumstanțe suspecte, la 2 luni după ce Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova.